Viorica Dencil, despre posibilitatea ca Iohannis să conducă edin de guvern. Dacă a făcut-o odată, asta nu înseamnă ce trebuie să se repete. Viorica Dencil crede ce episodul cu Klaus Iohannis la cârma unei edine de guvern, acum s-a întâmplat în mandatul lui Sorin Grindeanu, nu va avea loc cu ea la Palatul Victoria. Trebuie să anunte dacă vine la sedinta de guvern și trebuie să fie pe ordinea de zi un punct care să necesite prezenta președintelui. Nu suntem la școala ca să vină domnul profesor să ia elevii de urechi. Dacă a făcut-o odată, asta nu înseamnă că lucrurile trebuie să se repete, a precizat Dencil la România TV, într-un interviu acordat lui Victor Cintacu. Eu sunt un om echilibrat și sunt un om căruia îi place echilibrul. Sunt un om discret, nu îmi place să fac spectacol. Dacă ați văzut, nu am ieșit niciodată cu declarații care să stârnească un război sau indignare. Dar, în același timp, sunt un om demn, sunt un om care am încredere în mine și un om care are tăria să meargă mai departe atunci când știe că merge pe drumul cel bun. Chiar și cu riscul de a găsi un zid din partea cealaltă. Eu nu am voie să îi dezamăgesc pe cei care au crezut în mine și vom merge mai departe. Președintele României nu are atribuții în ceea ce înseamnă a demite premierul. Dacă eu i-aș spune același lucru domnului președinte, probabil ar zâmbi. Eu nu am zâmbit. Nu am zâmbit pentru că mi se pare o glumă ne la locul ei. Nu poți să spui asta ceva, în calitate de om care ar trebui să aduci echilibru, să fii un mediator în cadrul statului. Deci, domnul președinte voia să medieze o dispută imaginară între guvern și BNR, dar vrea în același timp un război între guvern și administrația prezidențială. Eu nu înțeleg acest lucru și probabil mulți romani nu îl înțeleg, dar pentru mine mai important este să aduc la capăt programul de guvernare, iar dacă domnul președinte considera că nu mai poate coopera cu guvernul, într-adevăr, este un lucru destul de grav. Domnul președinte trebuie să anunte dacă vine la sedinta de guvern și trebuie să fie pe ordinea de zi un punct care să necesite prezenta președintelui. Nu suntem la școala ca să vină domnul profesor să ia elevii de urechi. Dacă a făcut-o odată, asta nu înseamnă că lucrurile trebuie să se repete. Eu am vrut și mi-am dorit, și îmi doresc, să fie un echilibru, să fie o bună relație interinstituțională. Nu o relație între oameni. Probabil nu-i place domnului președinte Viorica Dancila, dar o relație instituțională între guvern și președinte trebuie să existe și cred că domnul președinte trebuie să regândească acest mod de abordare. Dacă nu va face, eu voi merge înainte. Am susținerea coaliției de guvernare, am susținerea Parlamentului, eu voi merge înainte și voi încerca și sunt sigură că voi reuși să pun în practică programul de guvernare, a spus Dencil.